Ce crezi că face Iron Maiden să fie mai mult decât o simplă trupă? Ei bine, când te gândești la Iron Maiden, probabil îți vin în minte stadioane pline, chitare grandioase și puternice, plus, desigur, faimoasa lor mascotă Eddie. Dar există mult mai multe aspecte care fac din această trupă legendară o forță unică în istoria muzicii metal. Stai cu noi, pentru că vom explora 10 lucruri fascinante despre Iron Maiden pe care orice fan al rock-ului nu vrea să le știe. Dar le bag eu pe gât. Trupa Iron Maiden a fost înființată în Londra în anul 1975 de basistul Steve Harris. El rămâne singurul membru original al trupei și este de asemenea principalul compozitor și liderul de facto. Dacă Iron Maiden aparține cuiva, cu siguranță îi aparține lui Steve. Visul său de a crea o trupă rock care să schimbe fața muzicii s-a materializat într-o carieră de zeci de ani plină de succes. De-a lungul decadelor, Steve Harris a fost piatra de temelie a trupei, contribuind nu doar la muzica și sunetul distinctiv Iron Maiden, dar și la filozofia și valorile trupei. Devotamentul său este o sursă de inspirație pentru generații întregi de muzicieni. Componența actuală a trupei Iron Maiden include pe Steve Harris, bass, backing vocals și clape, Dave Murray, chitară, Adrian Smith, chitară și backing vocals, Bruce Dickinson, voce, Nico McBrain, tobe și Janis Gers, chitară. Acești muzicieni formează un adevărat dream team al muzicii heavy metal. Fiecare membru al trupei aduce o contribuție unică la soundul complex Iron Maiden, iar împreună reușesc să creeze show-uri live electrizante. Fanii lor adoră atât virtuozitatea individuală, cât și chimia extraordinară de pe scenă. Și chiar este, credeți-mă, pentru că i-am văzut live. Până în prezent, trupa Iron Maiden a lansat 17 albume de studio, cel mai nou dintre ele fiind Senjutsu. Acest album a fost un succes atât din punct de vedere critic cât și din punct de vedere comercial, ajungând pe primul loc în topurile a 24 de țări. Fiecare album spune o poveste epică și reușește să mențină interesul fanilor pentru decenii întregi. Senjutsu demonstrează că, deși sunt o trupă cu o istorie lungă, Iron Maiden rămâne relevantă și capabilă să inoveze. Ei continuă să îmbine energia brută cu complexitatea muzicală, cucerind noi generații de ascultători. Bruce Dickinson nu este doar unul dintre cei mai mari vocaliști din istoria muzicii metal, dar și un om cu talente multiple. Pe lângă cariera sa muzicală, Bruce este pilot calificat și pilotează trupa la concerte în avionul lor privat Air Force One. Romancier, prezentator de televiziune și radio și chiar un screamer talentat care a fost clasat pe locul 7 în Marea Britanie. Dickinson este un exemplu viu de om care își urmează pasiunile și excelența, demonstrând că poți avea succes în mai multe domenii dacă ai curajul să-ți urmezi visurile. Pe lângă realizările sale impresionante, Bruce Dickinson are și o parte rebelă. În adolescență a fost exmatriculat de la internatul la care studia pentru că a urinat în mâncarea directorului școlii. Acest episod nonconformist reflectă spiritul liber și neînfricat care l-a definit pe Bruce de-a lungul carierei sale. Această poveste a devenit legendară în rândul fanilor, demonstrând că chiar și la începuturi Dickinson avea o atitudine rebelă care avea să-i modeleze succesul ulterior în lumea metalului. Înainte de a-și dedica viața muzicii, Steve Harris a avut un vis cu totul diferit: să joace fotbal profesionist pentru echipa sa preferată, West Ham United. Deși a avut un trial pentru echipă în tinerețe, Harris a ales în final calea muzicii. Totuși, nu și-a abandonat complet pasiunea pentru fotbal. Joacă adesea pentru echipa de fotbal Iron Maiden, iar terenul lor de joc se află chiar în grădina lui. Această pasiune pentru fotbal este doar una dintre multele fațete ale personalității lui Harris, adăugând încă o dimensiune interesantă poveștii sale și a trupei.
Ce legătură ciudată există între albumul Number of the Beast și cifra 666? Oare cât de mult noroc sau ghinion poate duce un număr? Ei bine, în cazul Iron Maiden, povestea devine chiar mai bizară. Continuă să afli mai multe despre unul dintre cele mai renumite albume ale trupei și coincidențele surprinzătoare care l-au înconjurat. De la debutul lor din anul 1980 cu albumul Iron Maiden, trupa a vândut aproape 100 de milioane de albume la nivel mondial. Aceasta este o realizare incredibilă, având în vedere că au reușit să atingă acest număr impresionant fără să se conformeze tendințelor muzicale mainstream. Succesul lor global arată cât de mare și loială este baza de fani Iron Maiden. Ei continuă să inspire și să atragă noi generații de ascultători din întreaga lume. Mascota trupei, Eddie the Head, este prezentă pe coperțile albumelor și pe scena lor încă de la începuturi. Inițial, Eddie era doar o mască din care curgea sânge, dar astăzi este la fel de renumit ca și membrii trupei. Mascota a evoluat devenind parte integrantă a show-urilor live ale trupei, cu decoruri impresionante dedicate lui. Artistul Derek Riggs a creat designul original al lui Eddie după ce a văzut un cap decapitat pe un tank vietnamez, o imagine care l-a inspirat să creeze acest personaj terifiant și memorabil. Da, superb, n-am ce zice. În timp ce înregistrau albumul Number of the Beast, producătorul Martin Birch a fost implicat într-un accident grav de mașină. Când a primit factura pentru reparații, aceasta era de exact 666 de lire sterline. Superstițios fiind, Birch a refuzat să plătească suma până când nu au adăugat o altă liră la factură, transformând-o în 667 de lire sterline. Acest episod bizar a devenit parte din mitologia trupei, contribuind la reputația misterioasă a albumului și a legăturii sale cu faimosul număr 666. Iron Maiden rămâne una dintre cele mai muncitoare trupe din lumea metal, având la activ peste 2000 de concerte live. După o carieră de zeci de ani, trupa nu dă niciun semn că ar dori să se retragă prea curând, continuând să încânte publicul cu show-uri absolut spectaculoase. Fanii pot fi siguri că Iron Maiden va rămâne o forță în muzica metal pentru mulți ani de acum înainte, continuând să fie o inspirație pentru muzicieni și fani din întreaga lume. Iron Maiden nu este doar o trupă, este practic o instituție a muzicii heavy metal, una care continuă să lase o amprentă adâncă în istoria rockului. De la formarea lor în anul 1975 și până în prezent, Iron Maiden a dovedit că pasiunea, talentul și munca susținută pot crea o moștenire de neuitat. Dacă ți-a plăcut acest episod, nu uita să bagi un mare subscribe acestui canal, să dai like clipului și să lași comentarii cu părerile și sugestiile tale. De asemenea, în descrierea acestui clip dispui de un link unde ne poți lăsa de o cafea și de unul unde poți afla în ce domenii putem colabora, așa că ce chilul meu mai aștepți? Până data viitoare, te salut cu drag și îți urez multă sănătate. La cap! Cheers!